1 Samuel 4. Chemarea lui Samuel a ajuns la cunoștința întregului Israel. Israel a ieșit înaintea filistenilor ca să lupte împotriva lor. Au tăbărât lângă Ebenezer și filistenii tăbărâseră lângă Afec. Filistenii s-au așezat în linie de bătaie împotriva lui Israel și lupta a început. Israel a fost bătut de filisteni, care au omorât pe câmpul de bătaie aproape 4.000 de oameni. Poporul s-a întors în tabără și bătrânii lui Israel au zis: pentru ce ne-a lăsat Domnul să fim bătuți astăzi de filisteni? Haideți să luăm de la Silo chivotul legământului Domnului ca să vină în mijlocul nostru și să ne izbăvească din mâna vrăjmașilor noștri. Poporul a trimis la Silo, de unde au adus chivotul legământului Domnului oștirilor, care șade între Hervim. Cei doi fii al lui Eli, Hofni și Fineas, erau acolo împreună cu chivotul legământului lui Dumnezeu. Când a intrat chivotul legământului Domnului în tabără, tot Israelul a scos scrigăte de bucurie de s-a cutremurat pământul. Răsunetul acestor strigăte a fost auzit de filisteni și au zis: ce înseamnă strigătele acelea care răsună în tabăra evreilor? Și au auzit că sosise chivotul Domnului în tabără. Filistenii s-au temut pentru că au crezut că Dumnezeu venise în tabără. Vai de noi, au zis ei, căci n-a fost așa ceva până acum. Vai de noi, cine ne va izbăvi din mâna acestor dumnezei puternici? Dumnezeii aceștia au lovit pe egipteni cu tot felul de urgim pustie. Întăriți-vă și fiți oameni, filistenilor, ca nu cumva să fiți robi evreilor, cum v-au fost ei rob vouă, fiți oameni și luptați. Filistenii au început lupta și Israel a fost bătut. Fiecare a fugit în cortul lui. Înfrângerea a fost foarte mare și din Israel au căzut 30.000 de oameni pedeștri. Chivotul lui Dumnezeu a fost luat și cei doi fii al lui Eli, Hofni și Fineas, au murit. Un om din Beniamin a alergat din tabără de bătaie și a venit la Silo în aceea zi cu hainele sfâșiate și cu capul acoperit cu țărână. Când a ajuns, Eli aștepta stând pe un scaun lângă drum, căci inima era neliniștită pentru chivotul lui Dumnezeu. La intrarea lui în cetate, omul acesta a dat de veste și toată cetatea a strigat. Eli, auzind aceste strigăte, a zis: ce înseamnă zarva aceasta? Și îndată omul a venit și a adus lui Eli vestea aceasta. Și Eli era în vârstă de 98 de ani, avea ochii întunecați și nu mai putea să vadă. Omul a zis lui Eli: vin de pe câmpul de bătaie și din câmpul de bătaie am fugit astăzi. Eli a zis: ce s-a întâmplat, fiule? Cel ce aducea vestea aceasta, ca răspuns, a zis: Israel a fugit dinaintea filistenilor și poporul a suferit o mare înfrângere și chiar cei doi fii ai tăi, Hofni și Fineas, au murit și chivotul legământului a fost luat. Abia a pomenit de chivotul lui Dumnezeu și Eli a căzut de pe scaun pe spate lângă poartă și a rupt ceafa și a murit, căci era om bătrân și greu. El fusese judecător în Israel 40 de ani. Noi sa, nevastă lui Fineas, era însărcinată și sta să nască. Când a auzit vestea despre luarea chivotului lui Dumnezeu, despre moartea socrului ei și despre moartea bărbatului ei, s-a încovoiat și a născut, căci au apucat-o durerile nașterii. Când tăgea să moară, femeile care erau lângă ea i-au zis: nu te teme, căci ai născut un fiu. Dar ea n-a răspuns și n-a luat seama la ce i se spunea. A pus copilului numele Icabod, zicând: s-a dus slava din Israel. Spunea lucrul acesta din picina luării chivotului lui Dumnezeu și din picina socrului și bărbatului ei. Ea a zis: s-a dus slava din Israel, căci chivotul lui Dumnezeu este luat.